În regulă, altă noapte, încă respir, asta e bine, da. Numai oase vechi, chiar oase vechi, nu-ți pot face rău. Numai măști hidoase? Nu sunt vii, sunt doar hidoase. Mormântul lui Tutankhesenamun. Hei, e hai eu să spui. Tutankhesenamun, Tutankhesenamun. Bine, nu mai e așa amuzant. Poate că a fost vântul. Oh, te rog să fie vântul. Frate, amintește-ți ce a spus psihologul de la radio, doctorul Larry. Fii tare, înfruntă-ți temerile și ele vor dispărea. Înfruntă-ți frica, înfruntă-ți frica, înfruntă-ți frica. Hai, dă-o încolo. De ce mi-o fi teamă? Doar a scos stomacul și l-a pus într-un borcan. O să-mi pierd prânzul. Micul dejun e exact ce-mi trebuie. Făcut-o în felul meu. Wow, ce tare, super. Wow, ați văzut asta? L-ați văzut? Ce înălțător. Da. Wow, ce tare e. Fă ce fac și eu. Așează-te pe un gard în fața ferestrei lui și urlă toată noaptea. Am o idee mai bună. Wow! Wow! Bine, Jack. Imediat ai să mă vezi. Ai pățit ceva? Se apropie! Repede, încearcă să tușești un ghem de blană. Ai pățit ceva? Atât! Se mai întâmplă. Așa e! Da. Luxor! Ciao! Mi-ar plăcea să mai urmăresc această conversație inteligentă, dar faraonul mă așteaptă. Și, domnule Jackson, pentru campania dumneavoastră, vă recomand cu încredere aceste minunate priveliști asupra râului. Oamenilor le vor plăcea panorama, spațiul, aerul curat. Luxor! O să vorbesc cu Cleo să aibă grijă de animalele ei. Luxor? Cleo? Unde sunteți? A trecut o veșnicie.
Mor de foame, sunt leșinat. Nu mai pot aștepta. Puțin cam de vreme pentru Halloween, nu-i așa, puștule? Nu sunt un puști. Sunt faraonul și aș vrea o farfurie cu gâscă în suc propriu, pronto. Ascultă, piticanie, în hot dog-ul meu nu există niciun pic de gâscă. Poate niște poarte, șobolan și praf de pe jos, dar niciun fel de gâscă. $1.50. Îndrăznești să-i ceri bani adevăratului conducător al lumii? Eu sunt tot ceea ce vezi. Eu sunt cel ce înseamnă totul. Da? Iar eu sunt acela căruia tu îi datorezi bani. Joacă treaba cu ne dați ori nu ne dați în altă parte. Ingratule, faraonul îți poruncește să păstrezi restul. Frate, e adevărat, trebuie să mă crezi. Chestia din borcan se mișcă. Walter, această capsulă conține stomacul disecat al unei mumii moarte. O mumie foarte moartă. O mumie moartă de foame. Jacobs, îți sugerez să mai ieși și tu o vacanță. Plătită? Nu. Așteptați-mă! Sire, am venit cât am putut de repede. Ce s-a întâmplat? Am cerut mâncare unuia dintre slujitorii mei și mi s-a refuzat felul preferat. Apoi mi s-a spus să plătesc. Eu, faraonul! Șocant! Viața era mai simplă cu 3000 de ani în urmă, Luxor. Nu mai am nimic. Sire, lucrurile își vor reveni la normal cu timpul. Faraonul nu poate aștepta. O să fac lumea exact cum era înainte. O lume perfectă pentru un faraon. Lumea mea. Este foarte ambițios, dar cum? Cu pasărea Bennu. Pentru început, plânsul ei va arăta ce există și ce nu există. Asta creează lumea. Ador păsările. O să o aduc pe măreața pasăre și o să refac tot ceea ce există. Tot ce-mi trebuie este incantația corectă. Sună puțin cam drastic să schimb lumea, impulsivitatea voastră. Dacă apar consecințe primejdioase? Atunci ele mi se vor închina. Măreața pasăre Bennu, care a creat totul, vino îndată la porunca faraonului. Pasărea Bennu, care a creat tot ceea ce există, și bine și rău, acum va reconstitui lumea după voința faraonului. Doamne, altă chestie strălucitoare, urăsc asta! Nu prea am cum să înghidita mai pasărea. Sire, ce se petrece? Un nou început, Luxor. Bun venit în lumea mea! Nu știu. A spus, nu știu. Asta e bine, cred. Nu! Ce am mai făcut tot acum? Jake, trebuie să plec. Ah, prințesa mea, porunca ta e lege pentru mine. Bine? Adică, de ce să mă grăbesc? Trebuie să plec! O să strâng mumia aia decât cu propriile bandaje! Thank you.
profesorului Bedetti nu o să-i prea placă asta. Sau poate că da. Jacob și stomacul vorbitor al mumiei. Băiatul ăsta și-a pierdut mințile de tot. Oh, hai, Horace, nu fi așa de dur cu Walter. O fi lucrat prea mult în ultimul timp. A lucrat? Nu mă face să râd. Faraonul ne așteaptă. Oh, costumație istorică. Roxanne, ăsta poate fi un mod de a atrage vizitatorii. Eu, de exemplu, trăiesc pentru a-l servi pe faraon. Știri de ultimă oră. O forță ciudată mătură orașul. Camioanele sunt transformate în care cu boi, mașinile în trăsuri. Și trăiască Tutankhamun. Revenim imediat. Ăsta-i singurul mod de a călători. Mie-mi convine. Tutenstein, ce crezi că faci aici? Îmi fac o lume demnă de mine. Nu e minunat? Găscă în suc propriu și prăjitor cu miere înălțimea voastră. Fără plată. Tut, cum ai făcut toate astea? Cu câteva cuvinte și cu pasărea Benu. Pasărea legendară care a creat totul? Asta era? Genial, nu? Luxor, cum de l-ai lăsat pe Tutenstein să facă asta? Gândește-te ce urmează. Ai dreptate, sper ca pasărea asta să nu mănânce prea mult, ca nu cumva să ne strivească. Stai puțin, dacă pasărea Benu reconstruiește totul, cum de eu sunt aceeași? Trebuia să mă gândesc și la asta. Măi, mumie, să schimb lumea în felul ăsta e o idee foarte proastă. Zău așa. De ce? Este exact ca pe timpul meu. Piramide, furtun de nisip și slujitori credincioși care fac ce vreau și când vreau. Grozav. E o nebunie întreagă. Expresiile tale încântătoare mă amuză. Poftim o prăjitură cu miere. Sire, priviți furtuna de nisip. Mărețele vânturi produc panică și haos peste tot. Omule, trebuie să ne ajuți. Ferește-ne de nenorocire. Bineînțeles, bineînțeles. Luxor, ocupă-te. Da, sire, o să fac tot ce pot. Dar ce pot să fac eu? Tutenstein, nu e responsabilitatea lui Luxor. Este a ta. Schimbă lucrurile la loc. Nu! Ce? Bună! Oh, minunată păpușe! Inima mea explodează de atâta dragoste. Și așa mai departe. Deci, minunată păpușă, mai vrei să mai schimbăm câte ceva? Nu acum, tot, sunt ocupată. Poate ne întâlnim mai târziu lângă Sfinx să ne privim în ochi. Lângă Sfinx? Da, sigur. După ce trece marea inundație. Da, după inundație. Inundație? Oh, da, trăiască măria sa. Malurile râului aproape dau pe afară. Ah, precum mărețul Nil se schimbă cu arătimpurile. Dar apele înfuriate amenință pe toată lumea. Amice faraon. Mama lucrează în josul râului. Wow. Stai puțin, unde fugi, frumoasă? Faraonule, trebuie să ne ajuți. Fără ajutorul tău, regatul e condamnat. Și eu la fel. Inundația va distruge totul. O să murim de foame. E o inundație, Jacobs. O să ne înnecăm, frate. Apoi o să murim de foame. Adică, vrei să spui noi doi? Adică, aduceți-mi corabia. La râu. Se pare că râul a venit la noi. Ajută-ne, rege, salvează-ne! Ajută-ne! Mamă! Ajută-ne! Mai repede! Mai repede! Mai repede! Mai repede! Mai repede! Mai repede!
nicio nenorocire să nu-mi ia floarea Nilului. Ești așa de drăguță. Și eu vreau să schimb asta. Liniștește-te, draga mea. Faraonul este aici. El ne va salva. Bineînțeles. Apar, n-am cum să fac. Tut, ia uite ce ai făcut. Cleo, nu am planificat să se întâmple asta. Ah, deci ai avut un plan. Din partea serviciului legal de știri, ultimele noutăți. Haosul continuă să stăpânească. Vânturile fac mari ravagii prin toată țara. Este o scenă groaznică. Depozitele de cereale sunt în flăcări. Nu va mai fi mâncare. O să murim de foame din nou. Tut, nu vezi ce se întâmplă? Distrugi totul în jur. Eu? Să domnesc peste lumea antică nu mai e atât de amuzant precum știam. E o muncă foarte grea. Hei, îți trebuie timp ca să înveți să fii conducător. Să știi ceea ce e mai bine pentru poporul tău. Și apoi să pui în practică și să faci ceea ce trebuie. Da, trebuie să refac totul așa cum a fost înainte. Trebuie să mă apropii destul de mult de pasărea Benu ca să poată auzi incantația. Nu oprim pasărea înainte de apus, aceste schimbări vor fi irreversibile. Va rămâne pentru totdeauna Egiptul antic. Haideți, băieți, mai repede! Minunată, Cleo, când ești agitată. Ochii tăi strălucesc ca stelele. E și ca alte lucruri strălucitoare. Da? O să vorbim mai târziu despre asta, după ce salvăm lumea. Țineți-vă bine! Pasărea Benu s-a reîntors! Draga mea, soarta noastră e în mâinile faraonului. Cum am mai spus? Oh, nu! Măreață pasăre Benu! Cea care ai creat totul supune de poruncii faraonului. Așa spune cel care este totul și mai mult decât atât. Transformă lumea în ceea ce a fost înainte! Am reușit! Există niciun mormânt ca acasă. Se mai simte cineva ciudat? Ce căutăm aici? Ce caută presa aici? Mor de foame. Sandvișuri din partea mea, fraților. Super. Ești Cleo, nu? Pe mai târziu. Cleo, ne-am întors la normal? Atât de normal. Ce nebunie am creat astăzi. Poate încă nu sunt pregătit să conduc întreaga lume. Ei, oricum te-ai descurcat astăzi, Tut. Ai preluat comanda și ai salvat totul. Iar sunt fata invisibilă. Poate că nu. Bună. Hei. Am pierdut-o. Am găsit-o. Super. Vrei să ieșim? Ce înseamnă asta? E fericită. Îl place. Am crezut că ea vrea ca el să fie atârnat de degete în aer mai multe ore. Nu. Da, înveți ceva nou în fiecare zi.